Graba de a elibera terenurile agricole de resturile vegetale a făcut ca mai mulți proprietari să aleagă o cale mai ușoară decât strângerea lor, incendierea. În multe cazuri însă, focul a scăpat de sub control și s-a extins cu repeziciune, amenințând gospodării aflate în vecinătate. Pompierii s-au luptat până seara târziu cu flăcările care au afectat 213 hectare de teren. Da, într-adevăr, cele mai multe au fost în 2011, însă pe anul ăsta este cea mai mare suprafață care a luat foc din cauza utilizării focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor. Noi am fost solicitați începând cu ora 14 până la ora 22 și 30 și am reușit să le lichidăm. Este vorba de 15 incendii la care am intervenit noi. În afară de acestea au mai intervenit și serviciile voluntare. Noi am intervenit în localitățile Mihăiești, Râmnicu Vâlcea, Bujoreni, Mădulari, Drăgășani în 5 locații, Oteșani în 2 locații, Gușoeni, Măciuca, Stroiești, Berbești. După cum am spus, ele sunt în principal din cauza utilizării focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor. Cele mai deosebite au fost în Drăgășani, pe strada Căprioare, unde pe lângă vegetația uscată au ars și circa o tonă jumătate de furaje depozitate în 4 căpițe. O situație mai deosebită a fost și la Bujoreni, unde un bărbat de 64 de ani, în timp ce încerca să lichideze focul, și-a luxat glezna piciorului, membrului inferior stâng, fiind necesară intervenția echipajului SMURD. De asemenea, au mai fost situații la Măciuca, unde intervenția colegilor mei a făcut ca să fie salvat un cal care fusese înconjurat de foc și, bineînțeles, au fost situații în care acest incendiu putea fi propagat la locuințe. Este vorba de Măciuca, Stroiești, Oteșani, practic cea mai mare suprafață a fost în Oteșani. Și situație deosebită a fost și aceea în care acel bărbat de 64 de ani și-a luxat piciorul, incendiu fiind undeva între o biserică și muzeul satului. O suprafață totală? O suprafață totală fiind undeva la 213,5 hectare. Da, în ciuda sfaturilor pe care le dați constant, de fiecare dată, toamna și primăvara, ne lovim de problemele astea. Da, într-adevăr, în cursul zilei de astăzi, colegii o să ducă să aplice sancțiuni celor care au incendiat, au dat foc pentru arderea vegetației. Este vorba de o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei, care se acordă dacă nu se obține permisul de lucru cu foc și nu se ia măsurile astfel încât ca acest incendiu să propage la vecinătăți. Este, de cât am spus de fiecare dată, pentru arderea vegetației uscate este necesar ca vegetația uscată să strângă în grămezi destul de mici ca să poată fi stise în situația în care acestea ar putea scăpa de sub control. De asemenea, trebuie curățat terenul jur împrejurul acestor grămezi, să existe mijloace de primă intervenție, ideal să fie cantitate de apă care să fie folosită și la finalizarea acestei curățării, fiindcă există acel pericol de a exista jar în acea vatră de la bucăți de lemn care pot să fie aprinse și după o anumită perioadă. Bineînțeles, nu se execută astfel de lucrări pe timp de noapte sau pe vânt. Este un pericol care de fiecare dată poate să pună probleme atât la extinderea incendiului, cât și la reaprinderea unor bucăți de lemn de jar. Noi încercăm de fiecare dată să anunțăm și să informăm cu privire la acest pericol. Sunt din nefericire și situații în care de-a lungul timpului s-ar putea să nu existe ani în care s-a utilizat această metodă de curățire a terenului să nu existe și victime omenești. Cele 215 hectare incendiate nu reprezintă un record local, în primăvara anului 2011 fiind înregistrate peste 1.000 de incendii de vegetație uscată pe parcursul unei luni și jumătate.